Proiectul de mediu Patrula de Reciclare are ca scop promovarea colectării selective a deșeurilor de echipamente electrice și electronice ca gest responsabil față de mediul înconjurător și față de comunitate. Ediția din acest an câștigători au fost elevii școlii gimnaziale Academician Marin Voiculescu, care a obținut premiul pentru cea mai activă patrulă, iar Liceul Tehnologic Miron Niculescu, sub coordonarea profesoarei Petronela Stoian, au câștigat premiul pentru cea mai mare cantitate de baterii colectată. Participăm la acest proiect național de educație ecologică încă de la a doua ediție, deci am participat la 4 ediții până acum. În fiecare an am obținut premii în cadrul acestui proiect. În anul 2013 premiu pentru cel mai activ profesor coordonator la nivelul județului Giurgiu. La edițiile din 2014 și 2015, cea mai activă patrulă din județul Giurgiu, iar în anul acesta, în 2016, premiul pentru cea mai mare cantitate de baterii colectată în centrul de colectare de la Liceul Tehnologic Miron Niculescu. În cadrul proiectului au participat elevii de la profilul Resurse Naturale și Protecția Mediului, iar numărul acestora crește semnificativ de la an la an. Copiii au înțeles mesajul acestui proiect de mediu și cât de importantă este colectarea și reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Acest lucru îi va face să participe și la edițiile viitoare ale acestui proiect. Cu siguranță vom participa și la următoarea ediție, pentru că vom antrena și alți elevi din clasele care vin în urmă și avem acest drept datorită premiului pe care l-am câștigat în fiecare an să ne înscriem.